Astăzi, la grădinița cu program prelungit Ion Creangă din municipiul Megidia, a avut loc o activitate intitulată SOS 112, acordarea primului ajutor salvează viața. Cu această ocazie, preșcolarii au aflat informații utile referitoare la primul ajutor ce poate fi acordat oamenilor aflați în diverse situații critice. Alături de micuții de la grădinița cu program prelungit Ion Creangă, la activitate au participat și elevii liceului teoretic Nicolae Bălcescu, coordonații de profesoara Gina Șerban, dar și un echipaj al serviciului de ambulanță Megidia, care le-a prezentat tehnici de acordare a primului ajutor. Printre porzile vocale, până la nivelul plămânului se introduce această sondă de intubat. Este o manevră foarte grea și este realizată cu succes numai de persoane bine pregătite. Necesită antrenament ca să îți reușească manevra asta. Pornim de la ABC-ul căilor aeriene, ceea ce am făcut și cu copiii mai mici, până când ajungem la manevra asta deosebită, intubația, care necesită o pregătire specială. Mi-a plăcut și... Dar ce trebuie să faci tu? Să salvez un om. Și ce ai făcut? I-a făcut respirație, gură la gură și la pot, chiar tu știi. Și a fost greu? Nu, deci, bine nu. Deci de acum dacă vezi un om care îi se face rău pe stradă, știi ce ai de făcut. Da. Dar poți să ne spui ce zi este astăzi? Este ziua 1-1-2. Și când îi se face rău unui om pe stradă, ce unde trebuie să sunăm, știi? La 1-1-2. Și cine ne răspunde? Salvarea. Pentru mine a fost foarte interesant, mai ales că lucrurile au fost din nou explicate și de persoane cu pregătire și sper să mă ajute pe mai departe. Au fost noțiuni noi pe care nu le cunoșteai? Da, au fost noțiuni noi cele legate de intubație. Bineînțeles că au fost și lucruri noi pe care le-am aflat. Noi la liceu am mai avut activități de acest gen, dar este bine să ne reamintim aceste noțiuni, pentru că oricând se poate întâmpla un accident chiar în fața noastră și trebuie să știm să acordăm primul ajutor. Activitatea de astăzi face parte din proiectul educativ Lanțul Mânuțelor Fericite, aflat la ediția a doua, un proiect de suflet și pentru suflet, inițiat de Inspectoratul Școlar General, adjunct profesor Irinela Nicolae și președinta Asociației Logopezilor din România, filiala Constanța, psihologul Manuela Vasiliu. Activitățile de genul acesta sunt extrem de importante pentru copii, mai ales că aceasta este numai una dintre activități SOS 112, cum să acordăm primul ajutor, dar mai avem în cadrul acestui proiect extrem de generos și alte teme. Spre exemplu, cum prevenim îmbolnăvirea de hepatită. Apoi, cum facem educație pentru sănătate copiilor, dar și părinților, pentru că, cel puțin în grădinițele cu program prelungit și chiar și la școli, există această problemă a copilului care frecventează cursurile în stare de boală și iarăși toată lumea trebuie să înțeleagă faptul că este un lucru care pune în pericol și copilul care merge la școală, dar și colectivitatea din care el face parte. Întâlnirea generoasă pe care noi am avut-o astăzi împreună cu elevii de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu și copiii preșcolari, toți copiii preșcolari prezenți astăzi în grădinița noastră, face parte dintr-un parteneriat pe care noi l-am dezvoltat pe parcursul anilor și să știți că reprezintă un moment de interrelaționare între copiii de diferite vârste, un moment în care și copiii preșcolari văd că pot învăța aceleași lucruri pe care îl învață și un elev de liceu, pentru că în ultima instanță noi facem acum educația copilului în ceea ce privește abilitățile de viață. Deci iată că aceste activități pe care noi le vom continua fac parte din acel concept, starea de bine, bucuria de a învăța și bunăstarea copilului. Atât preșcolarilor cât și elevilor li s-a explicat care este semnificația unei urgențe și aceștia au fost familiarizați cu conduita ce trebuie urmată la apelarea numărului 112.
Tuturor celor prezenți la activitate li s-au prezentat aspecte ce privesc modul de acțiune și reacție în cazul producerii unei situații de urgență, fiindu-le înmânate materiale informative în vederea prevenirii producerii evenimentelor negative, precum și menținerii unui grad ridicat de siguranță în rândul acestora.